Bună ziua, bine v-am găsit. Suntem pe data de 23 mai 2023 și am zis să schimb un pic strategia la lupta cu roșii. Și ce facem? Fiindcă suntem în plin sezon, e cald, am decis să izolez măcile care ulterior vor fi înlocuite, dar asta după ce va ecloza tot puietul care este acum, de fapt după 20 ceva de zile scap teoretic de văros. Practic vom scăpa de văros probabil peste 2 luni de zile, când vom avea noul puiet de la matca tânără, care deocamdată este doar în plan. Așa că astăzi izolez matca. Singura problemă ar fi că după mine această colonie ar trebui extinsă, adică exterminată la propriu. Dar de frumusețea încercărilor voi încerca și acest lucru de a scăpa. De ce? Fiindcă s-ar putea într-o zi să fie bolnavă toată stupina și atunci paguba este cam mare. Așa că i-am dat un sirop de data aceasta. Au consumat tot. Siropul voi continua. Dar voi izola mătcuța. După mult timp umblu prima oară în cuib. Să vedem ce mai e pe acolo. Iată, este o colonie destul de măricică, dar e plină cu puiet văros și acum dacă plină, nu știu dacă e așa plină, fiindcă totuși siropul și-a făcut un pic treaba, dar ar dura prea mult. Și așa, ca să scap eu mai repede, să zic mai repede, că v-am spus, durează 2 luni toată treaba asta. Nu prea este economică această lucrare. Hai că 2-3 mai merge, dar dacă ai mai mulți, te-ai fript la bască. Adică nu mai merită să-i ții. Da, să vedem. Prima dată ca automat că asta mă interesează. Are miere frumos adunată. Mierea de la aceste colonii nu are nicio problemă la consumul uman, dar la albine vă dați seama că nu merge dată. Da. Ia uitați ce ciuruită e această ramă. Și avem și matca aici. Când prinzi matca, trebuie fără mânuși. Oricum va fi sacrificată la un moment dat. O să o bag direct în cușcă, fără albină.
Bun. Avem aici matca. Să văd nivelul de trântori. Ne luăm mânușile înapoi. Tot acest puiet în 24 de zile, într-un fel sau altul, va dispărea. Acum vom vedea la momentul respectiv. Eu vreau să elimin matca respectivă și să aduc o altă botcă, o să aduc. Mânușile astea sunt mai cu dichis. Aduce coroniță faină, deci cam asta e. În mod normal n-are niciun rost să mă uit prin cuib. Să mă uit dacă puietul larvar totuși s-a însănătoșit cât de cât. Din păcate nu văd aceste semne. Puietul larvar este destul de afectat. Deci nu... Nu prea... Nu prea s-a vindecat el mare lucru, adică poate am eliminat, eu știu, 20-30%, dar cam puțin. Nu, deci, puietul văros clasic, bolnav, deci asta voi face de acum, izolez frumos măcile respective și asta basta. Așteptăm 24 de zile după lucrul ăsta, după care voi scoate ramele. Și le voi da la topit. Deci toate ramele astea din acest cuib vor merge la topit în mare parte. Cam toate, adică. Așa. Din acest moment nu mai contează căldura, nu mai contează nimic. Bun. Nu ne trebuie să facem griji de roire, fiindcă astea nu roiesc. Încă sunt bolnave. Coloniile bolnave nu roiesc. O să continuăm să-i dăm siropul cu medicamentație pentru a curăța albinele. S-ar putea ca și măcili să se vindece, da? Dar eu știu. Nu știu. Vom vedea. Să caut unde l-am pus pe lui. Bun, asta e a lui.
îi dăm sirop și asta este. Venim peste 24 de zile. De ce 24? Fiindcă, să zicem că trântorii eclozează în 24 de zile. Azi suntem în 23, 10 zile, deci pe 15 iunie. Pe data de 15 iunie venim la el. Asta înseamnă că peste o săptămână, cam așa, peste vreo 10 zile voi crește câteva boci pentru aceste colonii, ca să le tratăm și pe ele. Bun, eu acum dau siropul mai departe. Vărosul o să dispară acum, fiindcă odată cu puietul nu o să mai fie puiet văros. Odată dispărut puietul, dar totuși va trebui să mai facem câte ceva. Cam atât în ziua asta cu despre puietul văros. Iată încă o lucrare, v-am spus, eu nu mai făceam această lucrare decât din pură curiozitate. Următorul lucru care îl făceam astăzi era așa, scuturam ramele, închideam urdinișul, blocam tot, folie pe ei și să fie sănătoși. Mureau de foame în câteva zile. Bun, până data viitoare, numai bine!